Oamenii ar putea în cele din urmă să dea înapoi cu 30 de ani în procesul de îmbătrânire a celulelor, potrivit cercetătorilor care au dezvoltat o tehnică de reprogramare a celulelor pielii pentru a se comporta ca și cum ar fi mult mai tinere. Cercetările din Marea Britanie ar putea duce la dezvoltarea unor tehnici care să prevină bolile bătrâneții. Cercetările Institutului Babraham, care este afiliat la Universitatea din Cambridge, ar putea duce la dezvoltarea unor tehnici care să prevină bolile bătrâneții prin restabilirea funcțiilor celulelor mai vechi și reducerea vârstei biologice a acestora. În cadrul unor experimente care simulează orana pielii, celulele mai bătrâne au fost expuse la un amestec de substanțe Chimice, care le-au reprogramat pentru a se comporta mai mult ca niște celule tinere și au eliminat modificările legate de vârstă. Acest lucru a mai fost realizat anterior, dar noua lucrare a fost finalizată într-un interval de timp mult mai scurt, 13 zile față de 50 și a făcut celulele chiar mai tinere. Înțelegerea noastră privind îmbătrânirea la nivel molecular a progresat în ultimul deceniu, dând naștere unor tehnici care permit cercetătorilor să măsoare modificările biologice legate de vârstă în celulele umane. Am reușit să aplicăm aceste tehnici la experimentul nostru pentru a determina gradul de reprogramare obținut prin noua noastră metodă. Rezultatele noastre reprezintă un mare pas înainte în înțelegerea noastră în ceea ce privește reprogramarea celulară, a spus Gil